astăzi va rămâne o zi memorabilă pentru municipiul Arad, pentru județul Arad și va rămâne o zi unică în istoria unității militare care se numește Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vasile Goldiș al județului Arad. Încrederea care vi-o acordă cetățenii este venită din rezultatele dumneavoastră. Vorbim de drapel de luptă, iar dumneavoastră sunteți în continuă luptă. Sunteți în luptă împotriva timpului, sunteți în luptă împotriva pericolelor, să veniți în ajutorul celor care au nevoie de ajutor și să salvați pe cei care sunt în pericol, uneori chiar cu prețul vieții dumneavoastră.